sistem medical mult mai dezvoltat ca la noi. Vrabia Mălai visează este replica pe care a dat-o președintele Igor Dodon întrebat dacă își va da demisia din funcție, așa cum i-a solicitat liderul PAS Maia Sandu. Dodon a sugerat că fostul premier vrea să ia locul și a îndemnat-o să coboare de pe Facebook. Pe oameni nu interesează alegerile prezidențiale, a spus șeful statului, menționând că o eventuală demisie a președintelui va crea o criză politică, ceea ce va paraliza activitatea atât a guvernului cât și a parlamentului. Pasărea Mălai visează. Dar Maia Sandu, președinția probabil visează. Nu interesează pe oameni acum alegerile prezidențiale sau alte lucruri. Pe oameni interesează. Cum aș, de ce vă spun? Coborâți de pe Facebook. Duceți-vă în teritoriu. Pe oameni interesează lucruri foarte concrete. Salarii, pensii, drumuri, secetă. Am udat domnul și avem ploaie puțină. Dar tot nu este problemă cu secetă. Și pentru că Maia Sandu vrea anticipate, spune Igor Dodon, nu are decât să se alieze cu grupurile lui Ilan Șor și Andrian Candu. Pentru a ajunge la o astfel decizie, dumneavoastră, doamna Maia Sandu, împreună cu partenerii potențiali Candu și Șor, trebuie să dați jos guvernul, pe urmă trebuie să încercăm să numim un alt guvern de două ori și doar după aceea să ajunge la soluția teoretică de demisia președintelui. Faceți primul pas. Candu și Cușor, încercați să dați guvernul jos. Pe urmă, încercați să numiți alt guvern. Și numai după ce o să epuizați prima etapă și a doua, noi o să ajungem la treia etapă de demisie. Dodon a declarat că așteaptă decizia Curții Constituționale sesizată de PSRM, care a solicitat să afle dacă există posibilitatea ca alegerile prezidențiale și parlamentare anticipate să se desfășoare în aceeași zi. Dacă de mers la anticipate, să fie într-o zi cu prezidențiale. Să nu cheltuim bani de două ori în această situație. Eu sunt de acord cu această abordare. În caz că nu va fi această majoritate parlamentară, haideți să le facem într-o zi. Și să punem punct. Și să curățăm Parlamentul de tot ceea ce este în acest Parlament. După PSRM, acum câteva zile și PAS a sesizat Curtea Constituțională și a cerut magistraților să se pronunțe asupra posibilității desfășurării concomitente a alegerilor parlamentare anticipate și prezidențialelor anticipate. Amintim, alegerile prezidențiale ordinare sunt preconizate în toamna acestui an, pe 1 noiembrie.